Vă chem încă o dată pe toți cei prezenți în dimineața aceasta în casa Domnului să spuneți împreună cu mine, binecuvântat să fie Domnul, care nu doar că a făcut cerurile și pământul, ci și-a înnoit bunătățile și îndurările Lui față de noi. Și în dimineața aceasta ne-a dat ajutorul să fim în casa de rugăciune. Slăvit să fie Domnul! Amin. În timpul care ne-a mai rămas, după ce am ascultat atâtea cântări, una mai frumoasă decât alta, închinate toate Domnului, v-aș invita să ne apropiem de cuvântul pe care l-am citit. Am citit o porțiune din capitolul 4 al Evangheliei după Ioan. Din acest capitol 4 al Evangheliei lui Ioan s-a vorbit de multe ori pe la evanghelizări. Mi-aduc aminte de multe ori de tinerețea mea în care mergeam la evanghelizări, erau săptămâni de evanghelizare în diferite biserici din județul Arad și aproape în fiecare săptămână de evanghelizare, într-una din seri, se citea și pasajul despre întâlnirea Domnului Iisus și discuția purtată cu o femeie la fântâna din Sihar. Cuvântul acesta a fost foarte bine cunoscut, foarte des propovăduit, dar partea pe care noi am citit-o în dimineața aceasta a fost folosită mai rar. Aș vrea să-mi permiteți pentru început să așez în context lucrurile despre care am citit, ca să înțelegem mai bine semnificația lor. Ne spune Ioan, unul dintre cei care a fost părtași direct la aceste lucruri, că Domnul Iisus, însoțit de ucenicii săi, călătoria din Iudeia spre Galileea și în călătoria aceasta Domnul a trecut prin Samaria. Lucrul acesta nu este, sau nu era un lucru foarte obișnuit, pentru că în vremea aceea, între iudei și samariteni, relațiile nu erau grozave, nu erau foarte buni prieteni. De obicei, iudeii care voiau să călătorească spre nord, spre Galileea, cei mai mulți dintre ei preferau să treacă Iordanul înspre est, pe malul estic al Iordanului să călătorească spre nord și apoi, când au ajuns într-un loc anume, să traverseze înapoi, să ajungă în Galileea. Iar când făceau drumul înapoi, îl făceau la fel. Din Galileea treceau spre est, pe malul estic al Iordanului, coborau spre sud și apoi intrau iarăși în Iudeia. Pe de altă parte, galileenii, dacă ar fi călătorit spre Iudeia, procedau la fel, cam îi ocoleau pe samariteni. Și pentru noi, cei de astăzi, poate că este mai dificil să înțelegem de ce această atitudine de distanțare, că doar toți locuiau în ceea ce altădată s-a numit țara lui Israel. Istoria ne spune, istoria sfântă ne spune că într-o anumită vreme împărăția din nord a fost cucerită de asirieni și potrivit obiceiului lor, oamenii aceștia asirieni care erau foarte duri, au deportat populația din regiunea respectivă, au dus-o înspre est și în loc au adus alte popoare, neamuri, oameni socotiți păgâni, care aveau religia lor și forma lor de închinare. E bine, când oamenii aceștia au fost mutați să se așeze acolo, într-o anumită zonă din Țara Sfântă, zonă pe care noi o numim Samaria, oamenii aceștia au adus împreună cu ei obiceiurile lor, religiile lor, formele lor de închinare, care erau foarte diferite de ceea ce cunoscuse Israel, poporul lui Dumnezeu, până atunci. Însă au întâmpinat, venind acolo, niște dificultăți, niște probleme au avut și și-au dat seama că, totuși, va trebui să se adapteze locului și rânduielilor locului și au dorit să cunoască și religia veche a lui Israel și să o adapteze. Așa se face că în regiunea aceea numită Samaria, exista un fel de ceea ce noi am putea numi sincretism religios. Adică o mulțime de practici păgâne printre care se găseau și cioburi de adevăr. Și când spun cioburi de adevăr, vorbesc despre elemente din religia revelată a lui Israel. N-aș vrea să rănesc convingerile nimănui, dar aș putea să asemui în multe privințe religia care era acolo, sincretismul acela,
cu religia promovată în vremea aceasta de către anumite denominațiuni în care se învălmășesc de-a dreptul și practici păgâne și elemente de creștinism. Cert este că iudeii au privit de-a lungul vremii după aceea pe samariteni, o populație mixtă, i-au privit ca pe niște trădători, i-au disprețuit, nu prea au vrut să aibă de-a face cu ei. Și așa cum se întâmplă în viață, dacă disprețuiești pe cineva, nu te poți aștepta și nu poți pretinde ca acel cineva să te iubească, așa s-a întâmplat și acolo, pentru că nici samaritenii nu prea iubeau pe iudei. Citim în Evanghelii de vreo oară că au fost situații când Domnul Iisus a vrut să poposească într-un sat al samaritenilor și aceștia nu l-au primit. Știau că ei iudeu, după îmbrăcăminte, după vorbă, știau că ei iudeu, cei care îl însoțesc sunt și iudei și nu i-au primit. Însă aș vrea să vă spun că Mântuitorul Iisus a trecut mereu și prin Iudeia, deși iudeii de obicei îi ocoleau pe samariteni. Domnul Iisus a trecut și prin Samaria în repetate rânduri și acolo unde El a fost primit, El a intrat. Unde nu a fost primit, așa cum o face și în vremea de astăzi, El nu intră. Într-o inimă care se deschide, Domnul și în vremea aceasta își face lucrare, este primit, intră cu bucurie, înnoiește, schimbă, transformă și lucrurile se văd și la exterior în urmă. Dar dacă inima omului rămâne închisă, deși El are toată puterea în cer și pe pământ, El acolo nu intră cu forța. El respectă alegerea noastră. Ei bine, într-o astfel de călătorie, Domnul Iisus se întorcea din Iudeia și mergea către Galileea, regiunea natală, dacă vreți, și a trecut prin această regiune numită Samaria. A ajuns într-un loc, lângă o fântână, lângă cetatea Sihar și acolo o stănit de călătorie pe la amiază, ora 12 probabil, sau în jur, El s-a oprit și a vrut să se odihnească. Ucenicii Lui s-au dus în cetate să caute provizii. Vedeți dumneavoastră, când era vorba de bani, samaritenii le dădeau de mâncare iudeilor. Le vindeau, dacă era ceva, pe bani. Și iudeii căutau, când îi rupea foamea, căutau mâncare și la samariteni. Și Domnul Iisus a rămas acolo, în locul acela, lângă fântâna lui Iacov. Locul acela era un loc însemnat, plin de istorie, dacă vreți. Pentru că citim de bună oară în Deuteronom că atunci când Moise se apropia de sfârșitul zilelor sale pe pământ, a primit de la Dumnezeu instrucțiuni și a spus poporului mai departe, Deuteronom 27, de la versetul 11 în jos, Dumnezeu le-a vorbit evreilor prin Moise și Moise le-a spus, când veți trece în țară, când veți trece dincolo Iordanul, veți întâmpina doi munți. Moise nu-i văzuse, dar vorbea despre ei prin credință. Unul se numește Ebal și unul se numește Garizim. Nu sunt mulți munți înalți, nu sunt departe unul de altul. Unul este la nord, altul este la sud. Ebalul, dacă vreți, este la nord, Garizimul este la sud. Și când veți ajunge acolo, să împarți poporul în două, 6 seminții din poporul Israel să urce pe muntele Ebal, iar 6 seminții să urce pe muntele Garizim. Pentru că nu erau departe cei doi munți, noi am putea să le numim astăzi dealuri, acolo să se rostească semințiile care vor fi pe muntele Ebal, să rostească blestemele pentru cei ce nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, iar cele 6 seminții care vor urca pe coastele muntelui Garizim să rostească binecuvântările. Pentru ca tot poporul să audă și una și alta. Era, dacă vreți, o alegere. Mi-aduc aminte că la un moment dat l-am ascultat pe fratele Moisică Lucaci predicând despre fântâna aceasta din Sihar, fântâna lui Iacov. La un moment dat s-a referit la internet. Cineva îl întrebase dacă internetul este un lucru bun sau este un lucru mai puțin bun sau chiar rău. Și fratele Moisică a făcut referire la fântâna aceasta dintre cei doi munți și a spus că în fântâna aceasta se adunau apele ploilor care curgeau pe versanții celor doi munți. Muntele pe care au fost
rostite binecuvântările și muntele pe care au fost rostite blesteme. Și spunea fratele Moise Lucaci atunci că în fântâna aceasta se adunau apele și de pe unul și de pe celălalt și era un amestec. Și așa este și cu internetul. Găsești și lucruri care sunt bune și pot să constituie o binecuvântare, dar sunt și lucruri, foarte multe lucruri rele. De aceea trebuie multă înțelepciune să știi ce să alegi. Ce este că Mântuitorul se afla în valea dintre cei doi munți, pe versantul muntelui dinspre nord, muntele Ebal, se găsea cetatea aceasta numită Sihar. Pe versantul celuilalt munte, nu foarte departe, se găsea o altă așezare numită Siher. Dar fântâna aceasta lui Iacov era mai aproape de Sihar și oamenii din cetate ieșeau la fântâna aceasta să ducă apă. Atunci când Domnul Iisus a oprit acolo, era ceasul al 12, ceasul al 6-lea zilei după socoteala evreiască, amiaza după socoteala noastră, și spune Evanghelia că a venit o femeie din cetate să ia apă. Foarte surprinzător, a venit la ceasul la care înceta cam orice mișcare în zonă. La amiază, căldura era la apogeu, soarele ardea cu putere. Cam tot ceea ce era viu se ascundea pe la umbră și doar atunci femeia aceasta a ales să vină să ducă apă de acolo. Te puteam întreba, oare de ce a ales ceasul acesta? Dar găsești răspunsul în relatarea aceasta din Evanghelie. Femeia aceasta avea, se pare, un cazier destul de greu. Probabil că toți semenii ei din cetate o disprețuiau. Și ea a ales să meargă după apă atunci când nu mergea nimeni altcineva. Se pare că și atunci, ca și în vremea de astăzi, disprețul este mai greu de suportat decât arșița zilei. Probabil că temperatura pe atunci va fi fost undeva la 35-40 de grade și nu ușor să ieși în câmp, într-un ținut care este destul de arid, să duci apă, dar, cum spuneam mai înainte, ea a preferat să rabde căldura în locul disprețului pe care îl citea în ochii semenilor ei atunci când se întâlnea cu ei. Și femeia aceasta a venit la fântână, acolo a dat peste Domnul Iisus, Domnul Iisus i-a cerut apă să bea. Adevărul era că Domnul nu era atât de mult interesat de apa aceea din fântână. El ar fi putut să transforme orice în apă și orice în pâine, dacă ar fi vrut să o facă, dar nu a vrut să o facă. Dacă totuși i-a cerut femeia acesteia să-i dea să bea apă, el a făcut-o pentru a lega un dialog cu ea. Și femeia aceasta a fost foarte surprinsă. L-a citit imediat după îmbrăcăminte și după accent că este iudeu. Și a fost mirată să vadă că un iudeu stă de vorbă cu ea, ba chiar îi cere apă. Trebuie să vă reamintesc de asemenea, dincolo de disprețul care exista între iudei și samariteni, să vă reamintesc faptul că în vremea de atunci, în cultura iudaică, un bărbat nu prea o învrednicea pe o femeie să o bage în seamă, să stea de vorbă cu ea. Învățăturile rabinice chiar îi mustrau pe bărbații aceia care și-ar fi făcut de lucru să stea de vorbă undeva în stradă cu o femeie și evreul, care era foarte, foarte religios, evita să vorbească chiar și cu soția lui în public. Cel mai mult discutau acasă. Dacă ea avea ceva de întrebat, dacă el avea ceva să-i spună, făceau lucrul acesta acasă. În public, dialogul dintre un bărbat și o femeie în societatea respectivă era foarte redus. De aceea, femeia aceasta, iată, era surprinsă că Iisus încearcă să lege o discuție cu ea. Foarte interesant, în gândirea femeii acesteia veți vedea, dacă veți citi cu atenție, se amestecă lucruri firești, obișnuite, cu preocupări spirituale. Văzând că iudeul acesta este un iudeu aparte, îl întreabă despre locul de închinare. Voi iudeii spuneți că la Ierusalim este locul de închinare, în vreme ce samaritenii, poporul din care fac și eu parte, zice ea, lăsa ea de înțeles, spun că pe muntele Garezim ar fi locul de închinare. Tu ce zici? Apoi, ea mai vine cu o observație tot din domeniul religios, atunci când Domnul îi spune că va veni o vreme în care închinătorii adevărați se vor închina înaintea Tatălui în duș în adevăr,
Femeia aceasta spune un lucru pe care l-a auzit și ea de la alții și l-a luat de bun. Va veni o vreme când va veni cineva, va veni Mesia, care se cheamă Hristosul. Și El ne va spune toate lucrurile. Și vă imaginați cât de surprins a fost atunci când Domnul, privindu-se în inimă, a spus: Eu, Cel care vorbesc cu tine, sunt acesta. În momentul acela, femeia și-a dat seama cu cine stă de vorbă și a lăsat găleata la fântână și a alergat în cetate. A alergat în cetate să spună și la ceilalți de acolo că l-a găsit pe acela pe care și ei, într-un anume fel, îl așteptau. Ei bine, în timpul acesta au venit ucenicii ducând de mâncare și s-au apropiat de Domnul. Ei au văzut că Domnul stătuse de vorbă cu o femeie și pasajul pe care noi l-am citit în dimineața aceasta începe tocmai cu precizarea că au venit ucenicii și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși, nici unul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Ei au fost surprins să vadă că Domnul vorbise cu femeia aceasta și totuși nu i-au pus nicio întrebare Domnului Iisus, măcar că erau surprinși. Știți de ce? Erau pe punctul de a învăța ucenicii Domnului Iisus una dintre cele mai importante lecții pe care trebuie să le învețe un ucenic al Domnului Iisus. Fie că a trăit în primul viac, fie că trăiește în viacul de acum. Cineva spunea așa, ca să înțelegeți bine despre ce este vorba, cineva spunea așa: nu mi este dat mie să judec lucrările sau învățăturile lui Hristos. Dacă le înțeleg sau dacă nu le înțeleg, nu mi este dat mie să le judec, să le analizez. În fața învățăturilor și în fața lucrărilor lui Hristos, presupunerile mele, convingerile mele, preferințele mele trebuie să cadă la pământ. Adică să nu le mai iau în considerare. Ceea ce face Hristos, face bine. Și dați-mi voie să subliniez, aceasta este una dintre cele mai importante și dintre primele lecții pe care un ucenic al Domnului Iisus trebuie să le învețe. Să aibă încredere în Domnul, că Domnul ceea ce spune, spune bine și ceea ce face, face bine, slăvit să fie Domnul. A greșit Domnul vreodată? N-a greșit niciodată. Mărit să fie Domnul, zic încă o dată. Dar aș vrea să vorbesc despre, mai mult despre trezirea care a avut loc în Samaria. Pentru că, vedeți dumneavoastră, femeia aceasta s-a dus în cetate, a spus oamenilor: veniți și vedeți, am găsit un om care mi-a spus tot ce am făcut. Foarte surprinzător, oamenii din cetate au ieșit de grabă, pe când ucenicii vorbeau cu Domnul și îl pofteau să mănânce din ceea ce au adus ei. Oamenii începeau să iasă din cetate și să vină spre Domnul. Apoi veți vedea că oamenii aceștia l-au poftit pe Domnul să mai rămână la ei. Foarte ciudat, în alte împrejurări sau alți locuitori de prin Samaria, i-au spus Domnului să plece de la ei sau nu l-au primit în cetatea lor, în satul lor. Dar ăștia din cetatea Sihar, ăștia l-au primit pe Domnul, l-au rugat să mai rămână la ei. Și l-au ascultat pe Domnul și în urma cuvintelor Domnului Iisus, oamenii aceștia au spus un lucru pe care cărturarii și fariseii și marii preoți, preoții cei mai de seamă, nu l-ar fi spus în ruptul capului. Au spus oamenii aceștia, femeii care le vorbise despre Iisus mai întâi: acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii, slăvit să fie Domnul. Deci acolo a avut loc, am putea să spunem, o trezire spirituală. Și foarte important și foarte interesant este că pentru ca să aibă loc o trezire spirituală acolo, Domnul s-a folosit de un evanghelist pe care noi, dați-mi voie să o afirm, nu vreau să supăr pe nimeni, pe care noi n-am fi dat poate 2 bani. Femeia aceasta era un evanghelist pe care nu l-am fi însărcinat să meargă să vorbească cuiva despre Hristos. Și dacă totuși ar avea tendința să o facă, mi-am uitat la ea poate cu rezervă, cu
oarecare îngăduință ca pentru o persoană care nu judecă multe. Cine să ia în seamă o femeie și cine să ia în seamă o femeie cu asemenea trecut? Despre ce este vorba? La un moment dat, în discuția care avusese loc înainte, Domnul i-a spus femeia acesteia, du-te și cheamă-l pe bărbatul tău. Și când a pus Domnul această problemă în discuție, Domnul a atins cea mai sensibilă coardă din sufletul acestei femei. Pentru că femeia aceasta îl privește pe Domnul și spune, nu am bărbat. Adică nu avea soț. Și Domnul spune, aici ai spus adevărul, pentru că 5 bărbați ai avut, iar acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Din aceste cuvinte înțelegem că femeia aceasta a avut un trecut foarte ciudat. Un cazier greu, dacă vreți. Un trecut care a fost marcat de foarte multe furtuni ale vieții. Nu ne sunt date detalii. Nu știm în ce condiții femeia aceasta a avut 5 bărbați, dar se pare că au fost bărbați legitimi. Este foarte posibil ca bărbații aceia să fi murit unul după altul și ea să se fi recăsătorit. Iar acum acesta al 6-lea, nu era soțul ei legitim, de aceea spune Domnul, nu ți este bărbat. Dacă lucrurile s-au întâmplat așa, înseamnă că femeia aceasta a trecut printr-o seamă de furtuni ale vieții. Și dați-mi voie să vă spun că furtunile vieții de felul acesta, mai ales pentru o femeie în contextul iudaic, erau răvășitoare. Pentru că în vremea de atunci să rămâi văduvă sau să rămâi orfan, însemna să fii condamnat la o viață foarte, foarte grea. Femeia în vremea de atunci nu avea o calificare, nu avea o profesie pentru ea dacă ar fi rămas văduvă. Singura ei șansă era să supraviețuiască dacă ar fi avut un ogor să-l vândă și până-i cresc copiii să aibă de la ei un ajutor, se putea descurca oarecum cu banii aceia. Pe de altă parte însă vedem că tot în cultura iudaică, acolo printre iudeii care aveau legea lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu pe iudei învăța să aibă grijă de văduvă și de orfan. Dar când spune Domnul Iisus Hristos pilda despre văduva aceea și despre judecătorul nedrept, Domnul se folosește de o realitate pe care El o vedea, o realitate care era existentă și prezentă în vremea de atunci. O văduvă nu avea alt apărător decât pe Dumnezeu. Și de multe ori, mulți oameni care erau mai înstăriți, călcau în picioare dreptul orfanului și ale văduvei. Dacă pe de altă parte, femeia aceasta ar fi avut 5 bărbați care i-au dat carte de despărțire, pentru că știți că a existat acolo o îngăduință dată prin Moise, dacă un bărbat găsește la femeia lui ceva rușinos, nu se spune ce, dacă nu vrea să o păstreze ca soție, putea să-i scrie o carte de despărțire și îi dădea drumul. Și femeia aceea a plecat din casa bărbatului cu carte de despărțire în mână și cine mai știa dacă altul o va lua în casa lui sau nu. Indiferent că a fost vorba despre o situație sau despre cealaltă, oricum înțelegem că femeia aceasta a fost o femeie care a trecut prin multe greutăți și dificultăți. Până la urmă, acesta cu care stătea acum, Domnul Iisus spune, nu ți este bărbat. Adică relația în care tu stai cu El nu este o relație corectă. Și femeia admite lucrul acesta. Dar uitați-vă dumneavoastră că tocmai pe femeia aceasta Domnul o folosește ca și evanghelist. Nu îi spune, du-te în cetate și fă lucrul acesta. Se duce ea cu pornire de la ea când își dă seama cu cine s-a întâlnit. Și chiar dacă semenii ei din cetate au tratat-o cu dispreț pe baza trecutului ei, iată că iudeul acesta a privit-o diferit. Iată că iudeul acesta a tratat-o diferit. Și a înțeles că este Mesia, adică Hristosul. Unsul, sau dacă vreți, primisul lui Dumnezeu. Și s-a dus în cetate. Pe când eram în România și eram unul din membrii comitetului în biserica de unde am venit încoace, am băgat de seamă un lucru.
Organizam de multe ori săptămâni de evangelizare și eram preocupat să asigurăm cele mai bune condiții pentru ca să avem recoltă bogată, ziceam. Adică să primească oamenii cuvântul, să fie atinși, să vină la pocăință. Și măcar că nu eram un factor de răspundere, eu eram pe acolo cam a cincea roată la căruță, dumneavoastră înțelege sensul expresiei acesteia. Eu am băgat de seamă că exista preocuparea să fie invitați cei mai de seamă predicatori. Cei care erau în top în perioada respectivă și topurile se cam schimbau de la an la an. Odată era unul cel mai tare predicator din țară, odată era altul. Și noi ne orientam după predicatorii cei mai cu vază, cei mai experimentați. Ne uitam după cântăreții cei mai apreciați și căutam să investim mult pentru ca să aducem și să fie o lucrare deosebită. Și drept este că în fiecare an organizam botezele în apă. Vara aveam botez în apă. Evanghelizările erau prin ianuarie, februarie. De obicei mai mult în februarie, câte o săptămână întreagă. Iar vara prin iulie sau prin august aveam botezuri în apă. Nu erau foarte mulți candidați. Erau poate 20, poate 30. Cam pe acolo se învârteau cifrele noastre. Însă aveam discuții cu candidații pentru botez în comitet, înaintea botezului, în sâmbătă de dinaintea botezului, aveam discuții cu candidații și aveam oportunitatea să le punem întrebări. Eu am băgat de seamă un lucru care m-a surprins. Aproape toți candidații pe care i-am primit la botez și pe care i-am botezat, erau veniți la pocăință în urma unor vizite în adunare, vizite de la care nu te-ai fi așteptat mare lucru. Câte unul sau cei mai mulți veniseră poate joia seara, când zicem noi că programul este mai slab. Dar au fost extrem de puțini oamenii care au venit la botez în urma săptămânilor sau a campaniilor de evangelizare cu nume mari și cu oameni pe care noi oamenii apreciem. Știți, lucrul acesta mi-a dat mult de gândit și odată l-am împărtășit cuiva din frații de acolo. Azi vi-l împărtășesc dumneavoastră. Iată că Domnul se poate folosi de oameni care nu sunt foarte renumiți. Se poate folosi Domnul de oameni simpli. Se poate folosi Domnul de oameni care sunt disprețuiți în societatea în care se miște ei. Dar dacă oamenii aceștia au avut o întâlnire reală cu Domnul, oamenii aceștia devin o unealtă folositoare în mâna Domnului. Nu vreau să spun că instruirea nu e bună. Instruirea într-o școală de teologie este bună și este folositoare, dar mult mai folositoare. Și aș vrea să spun, prima calificare a unui evanghelist este aceasta. Să fi avut o întâlnire personală cu Domnul. Nu o să ajung niciodată director al unei școli de teologie, tocmai pentru că în vremea de astăzi orientarea este diferită de ceea ce văd eu. Dar dacă s-ar întâmpla miracolul acesta, să ajung director al unei școli de teologie, aș vrea să vă spun că mi-aș dori tare mult ca înainte de a-i primi pe candidați la examenul de admitere, să le sondăm cunoștințele, aș vrea să am un interviu cu ei, și un interviu nu superficial, ci unul amănunțit, să mă conving și să văd dacă oamenii aceștia, tinerii aceștia, au avut o întâlnire reală cu Domnul. Pentru că e una să vorbești din ceea ce ai experimentat personal cu Domnul, să poți să spui asta a făcut Domnul în viața mea și alta să spui, să repezi ce ai auzit de la predicatori. Poți să înveți cea mai frumoasă exprimare. Poți să împodobești vorbirea ta cu cele mai alese citate. Lucruri preluate de la unul sau de la altul. Dar nu are același lucru. Dacă ai avut o întâlnire cu Domnul, sau dacă vorbești din ce ai auzit de la alții. Întreagă fie spus, eu anumite rezerve am față de foarte mulți predicatori tineri pe care dumneavoastră îi ascultați pe internet, predicatori tineri care vorbesc extraordinar, din punct de vedere omenesc. Dar îmi pun întrebarea, câți dintre ei au avut o întâlnire reală cu Domnul? Vă pun o întrebare acum dumneavoastră, cei care mă ascultați acum. Recunoașteți că aveți un anume simțământ pe care nu-l puteți defini,
Dar aveți un simțământ care vă spune când omul ce vă vorbește de la amvon e un om care îl cunoaște pe Domnul sau un om care nu l-a întâlnit pe Domnul? Nu-i așa că simțiți lucrul acesta? Îl simțiți, fraților? A pus Dumnezeu în dumneavoastră ceva ca să puteți face deosebirea aceasta. Și poate să vină să țipe tare, să aibă un debit verbal de 5 ori mai bogat decât al altora, dacă nu îl cunoaște pe Domnul personal, eficiența este slabă, redusă. Femeia aceasta a putut să fie o unealtă în mâna Domnului și să lucreze Dumnezeu prin ea o trezire în cetatea aceea din regiunea Samaria, pentru că femeia aceasta l-a întâlnit pe Domnul. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că o altă trăsătură care a calificat-o drept bun evanghelist, bună unealtă, a fost râvna ei de a duce mai departe ceea ce ea a găsit. Am spus mai înainte că femeia aceasta a venit la fântână pentru că era ceasul la care nu prea venea nimeni după apă și ea evita să privească, să citească disprețul din privirile semenilor ei. Dar îndată ce și-a dat seama cu cine s-a întâlnit la fântână, femeia aceasta a lăsat acolo găleata ei cu apă și s-a dus în cetate și a stat de vorbă tocmai cu aceea pe care ar fi vrut în mod obișnuit să-i ocolească, să-i evite, să nu-i întâlnească. S-a dus în cetate și îmi imaginez că sub fiecare umbrar unde a găsit oameni a strigat: veniți și vedeți, e un om care mi-a spus tot ce am făcut. E un om acolo la fântână. Veniți și vedeți dacă nu cumva este El Hristosul. Vreau să vă spun că am constatat la noi, cei care râvnim la titlul de predicator, de multe ori, de prea multe ori, o preocupare. Ne preocupă foarte mult cam ce cred oamenii despre noi. Și gândul ăsta, oare ce ar putea crede oamenii despre noi, de multe ori ne face să fim ineficienți. Ne face mesajul să ne-l diluăm, ne face și printre ascultători să ne uităm mai cu seamă la aia care ne simpatizează și pe ceilalți care se uită urât la noi să-i ocolim cu privirea de parcă ne-ar curenta. E greșit. Aș vrea să vă spun, dragii mei, nu contează ce cred oamenii despre noi. Și femeia aceasta n-a mai ținut cont de faptul că ar putea fi disprețuită. S-a dus și le-a spus. Faptul că a lăsat găleata aceea la fântână și asta spune ceva. Că dacă ar fi trebuit să meargă cu găleata, vă asigur că nu mergea la fel de repede. Când mergi cu găleata plină, mergi cu grijă să nu o verși apa din găleată, să ajungi cu ceva apă înapoi. Dar femeia aceasta n-a mai fost interesată nici de apă și nici de găleată. Avea o singură preocupare, să spună și la alții despre acela pe care ea l-a găsit la fântână și îmi place să cred despre acela care i-a schimbat viața. Căci eu cred că în urma acestei întâlniri viața ei a fost schimbată. Femeia aceasta s-a dus și le-a spus și oamenii aceștia au venit. A avut loc acolo o mișcare de trezire. Un ultim lucru pe care aș vrea să-l amintesc în timpul cât l-am încă la îndemână. În vreme ce noroadele ieșeau din cetate și veneau spre fântână, unde era Iisus cu ucenicii, ucenicii Domnului Iisus ignorau faptul că noroadele vin și insistau de Domnul: Doamne, uite, am adus mâncare. Am fost în cetate, am adus mâncare, ia și mănâncă. Și Domnul i-a privit zâmbind îngăduitor, așa cum un părinte înțelept își privește copilul care e mânat de intenții bune, dar nu înțelege totul. Și le-a spus: eu am o altă mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Și când le-a spus cuvintele acestea, ei se întrebau în gândurile lor: nu cumva în timp ce eram noi plecați, i-a adus altcineva de mâncare? Și Domnul, înțelegând ce se întâmplă în mintea lor, neînțelegerea cu care ei se luptau, Domnul Iisus concretează și spune: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Ce s-a întâmplat cu Domnul, de fapt? Atunci când a văzut că vin din cetate noroadele acelea, Domnul a știut că nu-i vremea să mănânce.
că există ceva mai important de făcut și a vrut să se pregătească sufletește pentru ceea ce urma. Discuția cu oamenii din cetate. Și aș vrea să vă spun în încheiere, dragii mei, omul care îl cunoaște pe Dumnezeu, și acum vorbesc despre Domnul Iisus, omul care îl cunoaște pe Dumnezeu, omul acela își înțelege înălțimea chemării și pe toate celelalte le consideră lucruri secundare. Am citit de bună oară despre un nobil englez cu numele Wilberforce. Cei care citiți istoria știți că a fost un om pe care Dumnezeu l-a folosit pentru abolirea sclaviei în Anglia. Omul acesta era un membru al Camerei Comunelor. Era un om, un nobil din societatea engleză, dar câtă vreme vorbea el înainte, în întâlnirile de acolo, erau prea puțini cei care îl băgau în seamă. Se pare că era mai spun, se pare că era mai puțin însemnat, mai puțin apreciat de ceilalți lor de acolo. Și când avea ceva de spus, cam toți ieșeau pe coridoare și foarte puțin mai rămâneau în sală. Dar la un moment dat, pe inima omului acestuia, Dumnezeu a așezat o chemare deosebită și omul acesta și-a dat seama că trebuie să lupte acolo, în poziția pe care o are, pentru abolirea sclaviei și pentru eliberarea sclavilor. Și lorsii pe atunci aveau destul de mulți sclavi, aduși prinși cu arcanul în Africa și vânduți în piețele din Londra. Și când a început omul acesta să vorbească împotriva sclaviei, Dumnezeu i-a dat o putere. Când omul acesta a înțeles misiunea la care îl cheamă Dumnezeu pe el, a căpătat o energie, o râvnă, și a avut un asemenea impact încât în cele din urmă el a fost elementul care a determinat abolirea sclaviei. Se spune că sala începea să se umple. Unul dintre lorzii care l-ascultau a spus cu ironie: ia uite că peștișorul acesta a devenit între timp o balenă. Știți ce a făcut din lordul acesta neînsemnat, dintr-un peștișor, o balenă? Conștientizarea misiunii pe care el o avea de făcut pentru Dumnezeu. Mi-am adus aminte de asemenea de mare predicator John Knox. Pe când era la bătrânețe, energia, vigoarea lui fizică trupească i-a mai slăbit și ca să ajungă la amvon, câteodată era nevoie să-l ajute unul sau doi bărbați. Dar îndată ce ajungea în locul acesta, deschidea Cartea Sfântă și începea să vorbească din ea. Și dintr-o dată, din omul acela îmbătrânit și slăbit din punct de vedere fizic, se auzea un mesaj puternic și el își recăpăta vocea aceea tunătoare, vocea aceea care transmitea cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. Ce se întâmpla cu John Knox? Realiza înălțimea misiunii, a chemării pe care el o îndeplinea în locul acela. Adevărul este, dragii mei, și trebuie să mă apropii acum chiar de încheiere, adevărul este că atunci când împlinim lucrarea lui Dumnezeu, căpătăm așa o bucurie, căpătăm așa o îndrăzneală, căpătăm așa o vigoare pe care n-am știut să o avem, nici n-am avut-o înainte. Căci puterea aceea Dumnezeu nu ne-o pune la îndemână când ne ocupăm de lucrurile noastre mărunte. Dar atunci când intrăm pe pâșia, dacă atunci când intrăm în lucrarea lui Dumnezeu, vrem să facem lucrarea aceea pentru Dumnezeu, atunci Dumnezeu ne echipează cu o putere, cu o râvnă, încât punem lucrarea lui Dumnezeu mai pe sus de toate celelalte. Împărăția lui Dumnezeu, va spune un om al lui Dumnezeu, nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și Mântuitorul Iisus ar fi putut să stea în fructe din bucatele aduse de ucenicii lui și sunt încredințat că din tot ce au adus ei, ei ar fi oferit partea cea mai bună. Dar Mântuitorul Iisus avea o parte mai bună decât ce puteau ei oferi ca mâncare. Să împlinească voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu era ca oamenii aceia necăjiți din Sihar să audă chemarea Împărăției lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, vreau să vă asigur în încheiere că simte o mare bucurie și o mare împlinire omul care împlinește voia lui Dumnezeu. Sentimentele de neîmplinire pe care le gustăm, pe care le experimentăm,
de multe ori vin din faptul că așezăm lucrurile noastre înaintea lucrării lui Dumnezeu. Dar vreau să vă propun că în anul acesta în care am intrat de aproape două luni, să încercăm să restabilim ordinea priorităților și să facem ceea ce ne cere Dumnezeu și vă voi întreba la capătul anului dacă Dumnezeu va îngădui să ne mai vedem și atunci vă voi întreba dacă împlinirea voii lui Dumnezeu va aduce sau nu bucurie, împlinire, satisfacție. De pe acum știu răspunsul pentru cei care vor să facă lucrul acesta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Amin. Am să vă invit să vă ridicați împreună cu mine picioare. Și aș vrea să venim înaintea Tatălui Ceresc într-o rugăciune. Eu obișnuiesc să vin cu rugăciunea de mulțumire. Dar, pe lângă cuvintele mulțumirii, dacă aveți și o cauză de adus încă, o puteți aduce în această rugăciune și vreau să ne încredințăm în mâna Domnului. Să rugăm pe El să ne poarte de grijă pas cu pas. Amin. Ne rugăm.